Polițiștii de frontieră români și bulgari din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu-Rusia au descoperit în urma unui control efectuat asupra unui microbuz cantitatea de 92.640 de țigarete, 4.632 de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 135.000 de lei. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 11 în punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. S-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean moldovean în vârstă de 52 de ani, aflat la volanul unui microbuz înmatriculat în România. În urma analizei de risc a fost efectuat controlul de frontieră asupra mijlocului de transport, iar echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a descoperit ascunse în plafonul microbuzului 92.640 de țigarete, 4.632 de pachete de țigări, având aplicat timbru fiscal bulgăresc. Cantitatea de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 135.000 de lei și microbuzul marca Mercedes, în valoare de 35.000 de lei, au fost indisponibilizate de către polițiști în vederea continuării cercetărilor. În cauză față de șofer a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara întrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, oricum marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.